A fost prezentată starea economică și socială a județului. Din datele statistice, în cursul anului 2017, 265 de firme din Maramureș au intrat în insolvență și alte 878 în faliment. Tot anul trecut a fost terminate 631 de locuințe, cu 142 mai puțin decât în 2016. Județul Maramureș are, spre exemplu, cele mai multe exploatații agricole fără personalitate juridică din regiune, depășind Bihorul și Clujul. La capitolul turism, datele statistice arată că a crescut capacitatea de cazare. Județul Maramureș se situează pe locul 12 la nivel național la unități de cazare turistică, pe 14 la capacitatea de cazare turistică în funcțiune și pe locul 19 la numărul de înnoptări în structuri de cazare turistică. Surprinzător, Maramureșul ocupă locul 3 pe regiune, după Cluj și Bihor. Au crescut de asemenea prețurile mărfurilor alimentare și nealimentare, mai însemnate fiind la ouă, unt, energie electrică și fructe proaspete. Au crescut și tarifele serviciilor, în special cele de transport aerian. În ceea ce privește produsul intern brut, la nivelul județului Maramureș, conform ultimelor date definitive, acesta se ridică la suma de 12.092,2 milioane lei în prețuri curente. Potrivit acestui indicator, județul Maramureș ocupă locul 3 în regiunea de nord-vest, după județele Cluj și Bihor, și locul 19 în ierarhia tuturor județelor țării. Produsul intern brut pe cap de locuitor este de 25.746,9 lei, de 31.633 lei în regiunea de nord-vest și de 35.957 lei pe cap de locuitor la nivel național. În funcție de produsul intern brut pe cap de locuitor, Maramureș ocupă locul 23 pe țară și penultimul loc în regiune după județul Satu Mare. Valoarea mai redusă a indicatorului la nivelul județului Maramureș, în primul rând, se datorează realizării de produse cu grad mic de complexitate, unde valoarea nou creată este redusă și a existenței unor sectoare cu aport mic la realizarea valorii adăugate brute. La nivelul național, după municipiul București, primele 5 județe privind produsul intern brut sunt Timiș, Constanța, Cluj și Prahova și Brașov. Ultimele 5 județe sunt Vaslui, Sălaj, Tulcea, Mehedinți și Covasna. Regiunea de Nord-Vest, în clasamentul celor 8 regiuni de dezvoltare, ocupă locul 3. În cadrul formulei de calcul a produsului intern brut, valoarea adăugată brută are o pondere de 87% și se concentrează în industria prelucrătoare 30,60%, comerț 21,32%, administrație publică și apărare, asigurări sociale, sănătate și asistență socială și învățământ 12,29%, tranzacții imobiliare 13,95%. În ceea ce privește operatorii economici, conform datelor primite de la Oficiul Registrului Comerțului, în anul 2017 s-au înregistrat 3.240 de noi agenți economici, dintre care 818 au fost întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate și întreprinderi familiale, 2.422 au fost societăți comerciale, iar întreprinderi cu aport de capital străin au fost 60 la număr. În cursul anului 2017, 265 de firme au intrat în insolvență și 878 de firme au intrat în faliment. După gradul de mărime, din cei 10.355 de operatori economici activi, 98,21% sunt sub 50 de angajați. Raportat la numărul de întreprinderi active, județul nostru ocupă locul 18 în țară, iar la întreprinderi mici și mijlocii, 10-49 de salariați, locul 15 la nivel național. Pe activități ale economiei județului, cei mai mulți operatori economici activi sunt în comerț cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculor 29,39%, construcții 14,36%, industria prelucrătoare 12,73%, transport și depozitare 12,07%. În ceea ce privește producția industrială, în anul 2017, comparativ cu anul 2016, am avut o creștere de 8,9%, peste media națională și peste media regiunii. Media națională a fost de 8,2%, iar media regiunii a fost de 6,9%. Indicele valorice al cifrei de afaceri în 2017 a fost mai mare cu 12,4% față de anul 2016. În raport cu valoarea cifrei de afaceri din industrie, județul Maramureș ocupă locul 3 în regiune. În totalul cifrei de afaceri, ponderi mai însemnate au cam aceleași activități: fabricarea de mobilă, fabricarea echipamentelor electrice, prelucrarea lemnului, industria alimentară, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, industria metalurgică, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte.
În ceea ce privește comerțul exterior, exporturile de mărfuri estimate în anul 2017 au fost în creștere cu 10,6% față de anul precedent. Am exportat mai mult mărfuri și produse diverse, mașini și echipamente, produse din lemn, metale comune și articole din acestea, materii textile și articole din acestea. Importurile estimate în 2017 au fost în creștere cu 8% față de 2016. Am importat mai mult mașini și echipamente, materii textile și articole din acestea, metale comune și articole din acestea, materiale plastice, cauciuc și articole din acestea, mijloace de transport, produse ale industriei chimice. Soldul balanței comerciale în 2017 a înregistrat un excedent de 356.836.000 euro față de un excedent de 301.844.000 euro în anul 2016. Maramureșul, alături de Sălaj și Bistrița Năsăud, sunt singurele județe din regiune care au sold pozitiv. La nivelul întregii țări, exporturile estimate au fost de 63,4 miliarde euro, iar importurile estimate 75,8 miliarde euro, de unde rezultă un sold de minus 12,4 miliarde euro. În ceea ce privește investițiile, vestea nu este foarte bună, investițiile ca și anul trecut au scăzut, anul acesta au scăzut cu 10% față de anul 2016. În cadrul cheltuielilor de investiții, lucrările de construcții au deținut 39% din total, în timp ce utilajele și mijloacele de transport au reprezentat 55,3%, restul concentrându-se în mijloace de transport și alte cheltuieli pentru investiții. În 2017, investițiile din sectorul majoritar privat au reprezentat 69% din total, aproximativ același procent ca și în anul precedent. Investițiile din sectorul privat au fost orientate în principal spre achiziționarea de utilaje și mijloace de transport, iar investițiile din sectorul majoritar de stat au fost orientate în construcții. În ceea ce privește construcțiile, acestea în anul 2017 au scăzut cu 11,5% față de anul 2016. În 2017, lucrările de construcții noi au reprezentat 66,8% din valoarea totală, iar în structura lucrărilor de construcții noi, construcțiile inginerești au fost 65%, iar cea mai redusă pondere au avut-o construcțiile rezidențiale cu 3,6%. În anul 2017, de asemenea, au fost terminate un număr de 631 de locuințe, cu 142 de locuințe mai puțin decât în anul 2016. Dintre acestea, 325 au fost în mediul urban și 306 în mediul rural. Referitor la agricultură, Direcția Județeană de Statistică în anul 2017 a desfășurat ancheta structurală în agricultură, care a avut perioada de referință anul agricol 2016. Este o lucrare selectivă, se desfășoară odată la 3 ani, de 3 ori în perioada intercenzitară, se desfășoară pe un eșantion reprezentativ la nivel de județ. Eșantionul reprezentativ la nivel de județ a fost de 8.622 de exploatații, dintre care 621 de exploatații au fost cu personalitate juridică, inclusiv schituri, mănăsiri și parohii, iar 8.001 de exploatații au fost exploatații fără personalitate juridică. Rezultatele ne-au parvenit în luna martie acestui an și ele ne indică că județul Maramureș are, de exemplu, cele mai multe exploatații agricole fără personalitate juridică din regiune, respectiv 100.044 de exploatații, depășind și Bihorul și Clujul. De asemenea, județul Maramureș ocupă ultimul loc la suprafața agricolă pe o exploatație agricolă cu o medie de 2,70 de hectare, tocmai datorită fărâmițării exploatațiilor fiind la un număr așa de mare. Pe o gospodărie avem 0,54 hectare teren arabil. Această suprafață poate să fie mult mai redusă în zona de munte, respectiv în Maramureșul istoric și în țara Lăpușului. În structura suprafețelor agricole, Maramureșul deține cel mai puțin teren arabil din regiune, 54.797,95 hectare. De asemenea, ne situăm pe ultimul loc și la grădini familiale cu 1.787,69 de hectare. Pe locul al doilea ne situăm la pășuni și fânețe cu 203.965,92 hectare după județul Bistrița Năsăud
și la culturi permanente 9.619,43 hectare după județul Sălaj. În general, avem cele mai mici suprafețe cultivate în arabil, cu o singură excepție, la cartofi, unde ne situăm pe locul 2 după Bistrița Năsăud, cu o suprafață cultivată de 6.536,52 de hectare. Maramureșul deține cea mai mare suprafață cu plantații pomicole din regiune, respectiv 9.166,60 hectare. În domeniul irigațiilor, Maramureșul se situează pe penultimul loc în regiune, atât la exploatații agricole cu irigații, cât și la suprafața amenajată pentru irigat, cu 1046 de exploatații agricole, care dețin 318,33 hectare suprafață amenajată pentru irigat. Pentru partea de zootehnie, rezultatele anchetei structurale în agricultură relevă următoarele aspecte. Efectivele de vaci din județul Maramureș, vaci cu lapte, sunt în număr de 25.603 și situează Maramureșul pe primul loc în regiune și pe locul 3 la nivel național, după județul Suceava, care are un efectiv de aproximativ 42.000 și după județul Botoșan, cu un efectiv de aproximativ 27.000. La ovine, la oi fătătoare, deținem un efectiv de 5.513 capete, locul 2 în regiune după Bistrița Năsăud. La caprine, 2.368 de capete situează Maramureșul pe primul loc în regiune. La porci pentru carne ne situăm pe locul 4 în regiune cu un efectiv de 19.235 de capete și locul 5 la sproafe pentru reproducție. Efectivele de găini ouătoare sunt 45.547 capete, locul 3 în regiune, iar la pui, cocoș pentru carne suntem pe locul 5 în regiune cu un efectiv de 21.323 de capete. O chestiune mai interesantă, cel puțin pentru mine, la partea de management a exploatației agricole, județul Maramureș deține cele mai multe exploatații agricole, unde capul gospodăriei este un tânăr cu vârsta sub 35 de ani. Acestea sunt 4.668 de exploatații care dețin, care au cap de gospodărie un tânăr cu vârsta sub 35 de ani. În ceea ce privește turismul, capacitatea de cazare turistică în funcțiune a crescut față de anul 2017 cu 15,7%. În structură se păstrează aproximativ aceleași ponderi, respectiv hotelurile dețin cea mai mare pondere, 35,9%, fiind urmate de pensiuni agroturistice cu 30,8%, pensiuni turistice 18,6%, hosteluri 5,2% și tabere de elevi și preșcolari, cea mai mică pondere, 1,8%. Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică în 2017 a fost de 16,5%, au fost înregistrate 314.820 în optări la turiștii români și 57.622 în optări la turiștii străini. Comparativ cu 2016, numărul notărilor a crescut cu 12,9% pe total, cu 14,4% la turiștii români și cu 5,7% la turiștii străini. Indicele de utilizare netă a capacității de cazare turistică la nivelul țării a fost de 24,3%, deci noi suntem sub media țării. Ne regăsim pe locul 12 în ierarhia națională la unități de cazare turistică, pe locul 14 la capacitatea de cazare turistică în funcțiune și pe locul 19 la numărul de noptări în structuri de cazare turistică. În regiune ne situăm pe locul 3 la majoritatea indicatorilor din turism, după Cluj și Bihor. Este foarte interesant, Clujul depășește inclusiv Bihorul cu turismul balnear, deși, din punctul meu de vedere, nu au foarte multe atracții turistice, dar cred că compensează turismul de business. Clujul este un centru de dezvoltare zonal. Antoldu. În ceea ce privește rata inflației, determinată pe baza creșterii prețurilor de consum, a fost în luna decembrie 2017 de 0,3 față de luna noiembrie, de 3,3% față de luna decembrie 2016. Rata medie lunară pentru tot anul este pentru prima dată în ultimii 2 ani pozitivă. Avem o rată a inflației pentru perioada 31-12-2017 de 0,3%. În ceea ce privește prețurile,
În decembrie 2017 față de decembrie 2016, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 4,07%, tarifele serviciilor au crescut cu 0,22%, iar prețurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 4,11%. Creșteri relativ nesemnificative am avut la peste 90% dintre toate produsele și serviciile pe care le urmărim noi. Mai importante au fost semnalate creșteri la ouă plus 43,19%, la serviciile de transport aerian plus 23,29%, la unt 22,77%, energie electrică plus 12,18% și la fructe proaspete 11,06%. Reducerile au fost puține și în mare parte nesemnificative, cât de cât mai importante au fost scăderi de prețuri la serviciile de abonamente Radio TV minus 16,35%, la cartofi minus 9%, la servicii ale CFR minus 5,68% și la servicii de poștă și telecomunicații minus 3,8%. În județul Maramureș, câștigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2017 a fost de 2849 de lei, în creștere cu 2,3% față de luna precedentă. De asemenea, câștigul salarial mediu nominal net în aceeași lună a fost de 2042 de lei, tot în creștere cu 2,3%. Diferența dintre media națională și nivelul județului Maramureș este de 813 lei la salariu brut, respectiv 587 de lei la cel net, însemnând că salariul brut și cel net în județul Maramureș este mai mic cu aproximativ 20% față de media națională. La nivel național, din perspectiva salariului mediu nominal brut cât și cel net, județul Maramureș, la începutul anului 2017, ocupa locul 37 față de locul 40 care l-am ocupat la începutul anului 2016. Deci este o veste bună. Într-o comparație regională în ultimii 3 ani, din păcate, județul Maramureș ocupă penultimul și ultimul loc în regiune. În ierarhia națională, județele din regiunea noastră se situează în felul următor. Clujul este pe locul 4, Satu Mare pe 22, Sălaj pe 28, Bistrița Năsăud pe 33 și sub noi este doar Bihorul pe locul 39. Raportul dintre indicele câștigului salarial mediu nominal net și indicele prețurilor de consum în decembrie 2017 a fost de 108,1%. Acest raport mai este denumit și câștigul salarial real, pentru că el măsoară o diferență, cum s-ar spune, cu cât a crescut câștigul salarial în raport cu rata inflației. Atâta timp cât valoarea indicatorului este supraunitară, este peste 100, câștigul salarial compensează rata inflației. Dacă ar fi fost invers, subunitar, atunci rata inflației nu acoperea câștigurile salariale și câștigul salarial real era unul negativ. Sporul natural al populației este în scădere și se înregistrează valori negative tot mai mari ca urmare a reducerii ratei natalității și a creșterii mortalității. Spre exemplu, numărul născuților vii în anul 2017 a fost de 4503, cu 60 mai mic comparativ cu anul 2016.